un om al căreia unul dintre ei a fost, de fapt doi au fost răniți mai grav, dar și ceilalți doi au fost de asemenea răniți pentru că a avut acolo loc o bătaie generală, practic au fost atacați de tot local. Cum arată imaginile acelea de pe camere? Sunt 8 camere video care au văzut din unghiuri diferite tot ce s-a întâmplat. În acest moment încă se mai lucrează la identificarea persoanelor care au participat la această, la aceste acte de violență. Ei au scăpat escaladând efectiv gardul localului și au fost vânați efectiv și în stradă. Deci nu s-a liniștit conflict, toate că ei au declarat inițial că vor să plece și au încercat să aplaneze. În imagini se văd cum agenții de pază încearcă ceva să separe, să îi împace. Cel care a declarat acest lucru este domnul Case și se pare că așa este. E posibil să fost lovit și de unul de agenții de bază. Se vedea asta pe campul? Eu personal nu am văzut în acest moment pentru că de-abia